В детском саду номер 174 о борьбе с коронавирусом знают не понаслышке. Большинство малышей, которые его посещают, дети медработников. 85% din beneficiarii grădiniței noastre sunt medici, а cei care sunt în prima linie de luptă cu acest virus nemilos. Informația ajunge la noi nu din presă sau din auzite, dar din prima sursă. Și medicii ne atenționează că problema este foarte serioasă, iar atitudinea populației trebuie să fie una pe măsură. Руководство детсада за соблюдение мер профилактики отвечает головой, но и родителей просят проявлять ответственность. Как ни странно, творящееся вокруг многих ничему не учит. Они по-прежнему думают, что ковид не страшнее обычной простуды, а потому без зазрения совести могут привести ребенка с симптомами в сад. În primul rând, este foarte strict în ceea ce ține respectarea reglementărilor speciale, începând cu primirea de dimineață a copiilor, atunci când educatorul și asistentul medical evaluează starea de sănătate al copiilor, contează foarte mult ca părintele să comunice cum se simte copilul și atunci când are primele simptome, imediat să-l izoleze, să-l țină acasă. Всего с начала пандемии в Молдове переболели коронавирусом свыше 10 000 детей.